Salutare, dragii mei pești, și bine v-am găsit la Zodiacul lunii septembrie. Mă bucur enorm de mult să mă aflu aici alături de voi. Am o stare, să știți, foarte, foarte, foarte bună și mă bucur că am exact acum, în timpul filmărilor. Dragii mei, această citire este pentru voi, pentru toți cei care au soarele, luna sau ascendentul în această zodie. Nu uitați că este o citire generală, este bazată pe energia colectivă, așadar este foarte posibil ca unora dintre voi să nu li se potrivească aceste mesaje. Dacă dorești să fii la curent cu tot ceea ce postez eu aici și să primești în timp real notificări, nu uita să apeși butonul subscribe și, bineînțeles, clopoțelul, mai ales pentru cei care s-au abonat de curând, da? Și, bineînțeles, dacă dorești să contribui la susținerea canalului meu, nu uita că acum există opțiunea de a cumpăra super mulțumiri. Este o opțiune care cred că apare acum pe fiecare clip undeva mai jos. Eu vă mulțumesc și vă sunt recunoscător pentru toată susținerea voastră, pentru toate comentariile voastre și, bineînțeles, pentru faptul că sunteți prezenți aici. Sper ca toate aceste citiri să vă ajute să luați cele mai bune decizii de fiecare dată. Cursul de inițiere în arta tarotului, să știți că își continuă sesiunea de înscriere, așadar vă aștept pe toți cei care doresc să studieze această artă alături de mine. Cursul începe în data de 5 septembrie, te mai poți înscrie până pe data de 1 septembrie și toate informațiile, cât și procedura de înscriere, o vei regăsi pe site-ul meu oficial amostarot.ro/curs. Acestea fiind spuse, dragii mei, hai să vedem care este mesajul pentru voi, mesajul lunii septembrie. Vom începe cu un mesaj al îngerilor de data aceasta. Mesaje importante pentru cei din zodia Pești. Să vedem cum te simți, cum ești și ce aduce viitorul tău. Ok, mulțumesc foarte mult că spiritul deja a ales un mesaj pentru tine și mesajul este doar acesta. Vezi doar iubire. Wow! Ești îndrăgostit? Vezi doar iubire. Acesta este mesajul tău. Îți voi citi imediat mesajul de pe card. Privește dincolo de aparentele greșeli și neînțelegeri și vezi doar iubirea din cealaltă persoană, inclusiv din propria persoană. Focalizarea numai pe iubirea pe care stă la baza oricărei situații aduce vindecarea pe căi nebănuite și nevisate. Un mesaj foarte profund pentru tine, dragul meu pește, ceea ce mă face să cred că poate te-ai îndrăgostit, poate a fost o greșeală pe care ai făcut-o tu sau partenerul și din cauza căreia v-ați certat sau ați avut anumite discuții și cred că îngerii în acest moment te invită la compasiune, te invită la înțelegere și mai ales la a te aprecia pe tine cumva mai mult decât ai făcut-o până în acest moment. Da? Să nu uităm că Saturn se află în semnul tău, ceea ce aduce foarte multă responsabilizare pe zona emoțională, pe zona relațională în primul rând, dar aduce și o maturizare legată de cariera ta, legată de felul în care muncești, felul în care îți folosești resursele interioare. Și să știi că mă mai simt ghidat să extrag un alt mesaj pentru tine, m-am uitat la el încă de când ți-a căzut prima carte și mesajul este acesta: observă semnele. Poate ai nevoie să iei o decizie importantă în viața ta în acest moment și nu știi pe ce să te bazezi. Eu îți voi citi și acest mesaj. Da, semnele pe care le-ai primit sunt trimise din ceruri. Noi lăsăm în drumul tău pene, monede și alte semne pentru a-ți aminti că ești iubit și că nu ești niciodată singur. Uite, foarte frumos! Deci observă semnele din jurul tău, fii foarte atent la sincronicități, fii foarte atent la modul de acțiune pe care îl ai și mai ales și la modul celorlalți de a acționa, pentru că s-ar putea să primești niște răspunsuri foarte importante pentru perspectivele pe care tu le ai în acest moment. Da? Simt pe de o parte că ești foarte focusat pe zona relațiilor cumva. Indiferent că vorbim despre relații de iubire sau o anumită relație de iubire sau pur și simplu relații de prietenie, de colegialitate, de ajutor,
Hai să vedem care este numărul tău spiritual pentru această lună. Pentru cei din zodia Pești. Numărul spiritual, ok, sunt două numere pentru tine. Este clar că ești foarte, foarte nerăbdător să afli mesajele. Wow! Wow! Deci avem două cărți extrem de puternice și două numere la fel de puternice pe care o să te rog să le ții minte. Primul număr spiritual al tău este 57, iar al doilea este 9. Avem teaching and learning și completion. Ia uite. Ambele au culoarea mov, da? Culoarea regală, culoarea spiritualității, chakra coroană, ceea ce înseamnă că primești în următoarea perioadă, dragul meu pește, foarte multe semne, foarte multe idei, foarte multă susținere din partea divinității, să știi. Și mai simt aici pentru unii dintre voi că trebuie să-și asume o cale spirituală, odată pentru totdeauna. Mi se transmite acum de către spirit că te-ai amestecat în anumite proceduri sau te-ai amestecat în anumite, nu știu, noțiuni religioase sau noțiuni spirituale care te-au adus într-un punct al confuziei și îți dorești să urmezi o cale, dar nu ești foarte sigur de acea cale. Și ți se cere acum să faci un fel de cernere și a informațiilor pe care tu le ai și a deciziilor pe care tu le-ai luat. Vezi în ce punct te-au adus, vezi dacă te simți bine, dacă ești ok, dacă rezonează cu tine, dacă te împlinește, dacă nu. Ți se cere de către spirit să mergi pe calea ta proprie, să ți-o asumi și pe aceea să o studiezi foarte, foarte mult. Este clar că te afli într-un punct în care poate vrei să te mai înscrii la un curs, vrei să mai faci o școală, vrei să-ți mai iei o diplomă. Unii dintre voi sunt deja în postura de a preda anumite noțiuni, de ce nu, poate tot pe zona spirituală, poate să vă creați propriul vostru curs sau să, nu știu, vorbiți într-un grup de oameni, da? Să aveți un cer de oameni de genul acesta. 57, să știi că vorbește foarte mult și despre dezvoltare și vorbește foarte mult despre faptul că luna septembrie este nevoie pentru tine să ai și alte perspective din punct de vedere profesional, din punct de vedere spiritual, venituri noi care pot apărea în viața ta. Iar 9 este un puternic număr ce vorbește întotdeauna despre o etapă din viața ta care se închide, adică a ajuns la apogeu, la completare definitivă. Și este și un număr care vorbește în principiu despre foarte multe experiențe spirituale, o carieră în genul ăsta, în zona aceasta, dacă aș putea să o numesc așa, carieră, dar este clar că ești un spirit bătrân, ești un spirit înțelept, ești un spirit care are o anumită cunoaștere și care trebuie să o dea mai departe. Tu trebuie să fii un mentor pentru ceilalți. Deci cred că, de fapt, aici este ceea ce simt eu, că nu știu dacă ți-asumi în totalitate această misiune de mentor, de mentorat, de a sta în fața unor oameni, de a-i ghida, de a fi consilierul lor, de a-i ajuta, de a-i sprijini. Probabil că aici încă mai sunt lucruri pe care tu trebuie să le rezolvi în primul rând la tine. Bun! Wow! Foarte mult mov! Deci foarte mult mov în citirea ta și albastru. Încearcă în perioada asta să porți această culoare, să știi, pentru că te va ajuta foarte mult să porți această culoare. Îți va da un vibe bun. Bun, tot două mesaje ai. Până acum ești singura zodie care primește atât de multe mesaje de la Univers. Este clar că ai și nevoie de ghidare. Bun. Prima energie în poziția ta, dragul meu pește, avem ultimul pătrar al lunii în leu, lighten up, iată. Vorbește despre un moment de risipire, sau nu neapărat de risipire, dar o ușoară dizolvare a ego-ului, da? Aspecte
legate de ego-ul tău, de mândrie, legate de felul în care ai apărut până acum. Cred că s-ar putea să se schimbe niște situații legate și de imaginea ta sau de numele tău, să știi. Pentru că să nu uităm că am avut un portal al leului, da? Nu știu cât de mult ai rezonat tu cu ziua respectivă, data de 8-a, dar acolo să știi că oricum s-a făcut un switch, ori s-a făcut într-un mod subconștient o schimbare la tine legată de viziune, de perspectivă, de apariție, de imagine, de cum arăți, de ceea ce oferi, da? Și ți se transmite că ai un ajutor divin și tot ce trebuie să faci tu din partea ta este să ai încredere. Al doilea mesaj este primul pătrar al lunii în Gemeni, iată o energie care cumva se află la început, iar mesajul este acesta: speak your world into being, vorbește lumii din interiorul ființei tale. Asta ca să-ți traduc așa motamo, da? Primul pătrar al lunii Gemeni arată o nouă comunicare, o nouă abordare, o nouă imagine iarăși. Cu siguranță poți să fii o persoană publică deja sau poți deveni o persoană publică, poți deveni o influență destul de importantă pentru cei din jurul tău. Însă depinde doar de tine, cum te raportezi la cunoașterea pe care o ai, la informațiile pe care le poți oferi și căutarea unor noi variante. Impresionantă citire, să știi. Hai să vedem și care sunt celelalte mesaje pentru tine. Iată. Și avem aici Order of Melchizedek. Deci Îngerul Melchizedek. Deci ai în primul rând o legătură foarte puternică cu acest înger, Melchizedek, și cred că vii dintr-o lume în care ți s-a oferit cunoașterea, ți s-a oferit empatia, o legătură foarte puternică cu oamenii în suferință, cu animalele în mod special, da? Iată că mesajul acestei cărți este următorul: Embraced by light, mission uncovered, don't give up. Ia uite, este ca și cum ești un personaj interstelar. Nu știu dacă ai urmărit Star Wars, dar mă duce cu gândul acolo. Da. Deci o misiune legată de suferințele oamenilor, de suferințele celorlalți și cu care cred că trebuie să lucrezi, pentru că de o perioadă ai cam început să te îndoiești de toate aceste lucruri. Este foarte posibil să fi făcut parte din acest ordin al acestui înger Melchizedek, da? Să ai, repet, în subordinea ta anumite entități pe care poate le poți controla, o conexiune directă poate cu anumite entități, cu anumiți îngeri, și nu știu dacă ți-ai practicat suficient acest dar. Ai grijă să nu te fi orientat foarte mult către zona mundană cumva, sau să te fi pierdut în toate aceste detalii și să nu mai acorzi atenția necesară căii tale spirituale, regăsirii tale, da? Am senzația că parcă nu ești încărcat. Ok, hai să vedem ce spun și cărțile de tarot. O misiune ce îți este descoperită, ești înconjurat de această lumină, da? Asta înseamnă pentru tine și protecție, clar, o protecție de care ai nevoie. Și mesajul este unul și mai puternic, pentru că îți spune să nu abandonezi, să nu te retragi, să nu te îndoiești. Vii de pe un tărâm destul de înalt, da? Deci cu siguranță și în această viață ai o misiune religioasă, ai o misiune spirituală,
ești în domeniul ăsta sub o formă sau alta. Îți voi extrage câteva cărți pentru trecutul apropiat, pentru prezent și pentru viitor, cu clarificările necesare. Mulțumesc. Mulțumesc. Ok. Bun. La baza pachetului avem aici un 5 de spade, energia de la baza pachetului, și o voi discuta puțin mai târziu, voi pune aici. În trecutul tău apropiat, dragul meu pește, vorbim despre o schimbare destul de mare ce a intervenit pe partea profesională în principiu, sau pe felul în care vedeai viața, vedeai lucrurile din jurul tău, da? Oamenii din jurul tău. A intervenit un turn ce, să spunem că inițial ți-a cam tăiat rădăcina aia pe care stăteai tu, dar a fost numai și numai în interesul tău și în binele tău, pentru că era nevoie să se schimbe, era nevoie să se termine ceva. Deci clar, toată treaba asta a început încă din luna noiembrie, anul trecut, da? Această luptă cumva între lumea pe care o trăiai și lumea pe care ți-o doreai, să spunem, da? Sau felul în care vedeai situația ta financiară sau business-ul tău, dacă ai, sau în fine, job-ul tău, da? Voi extrage clarificări. În prezentul tău avem un 5 de bâte și arcana majoră împăratul. Aici arată niște conflicte, discuții destul de aprinse cu o figură autoritară. Putem vorbi despre un bărbat mult mai în vârstă decât tine. Sunt niște neînțelegeri, nu reușiți să ajungeți la un numitor comun, la un consens, sau pur și simplu nu-ți place omul ăsta, este ceva ce nu rezonează cu tine, dar voi extrage clarificări. Iar în viitorul tău apropiat avem un 6 de cupe și eremitul. O situație cu care te împaci și te împaci definitiv. O stare de singurătate, de solitudine pe care tu ți-o vei lua pentru cunoaștere, pentru aprofundare, pentru o deschidere mult mai mare către ceea ce tu îți dorești să faci. Mai poate arăta o împăcare cu cineva din zodia fecioară, rac, scorpion sau pești. Hai să vedem clarificări. Dar nu înainte de a dezbate și acești 5 de spade despre care ți-am spus la început că există, și aici înseamnă că tu încă mai ai niște lucruri interioare cu care nu ești sincer. Deci tu cu tine nu ești în totalitate sincer. Este foarte posibil unii dintre voi să nu reușiți să vă dați seama dacă ați făcut cândva o alegere bună sau pur și simplu v-ați sabotat. Hai să vedem care sunt clarificările și voi extrage clarificări pentru fiecare etapă. Cavalerul de bâte pentru trecut. Oferăm și celelalte mesaje, te rog. Luna în prezentul tău și Marea Preoteasă în viitor. Ok. În trecutul tău apropiat, evenimente care s-au derulat extrem de repede, extrem de repede, dar în același timp să știi că ai și reușit să te pliezi foarte bine pe acele experiențe de viață, da? Ai trăit mult timp într-o nehotărâre, care această nehotărâre, bineînțeles că nu ți-a adus absolut nimic bun. Din trecutul tău apropiat vorbim poate despre niște decizii pe care le-ai luat la furie, la mânie, în grabă, da? A fost un fel de du-te vino aici, să merg înainte, să mă întorc, să plec, să rămân și așa mai departe, da? Oricum, având în vedere că ai turnul, aici este clar că ceva s-a întâmplat la un moment dat încât te-a făcut efectiv să te decizi asupra unui drum. Dar încă am senzația că încă nu ești
foarte bine cu această decizie, da? Parcă totuși nu te încântă sau simt că parcă tot ai vrea să pleci dintr-un loc sau să, nu știu, iarăși să schimbi ceva, poate să încerci altceva, să încerci în altă parte, de ce nu? În viitorul tău apropiat, avem un 5 de bâte, așa cum știi, Arcana Majoră, Împăratul și Luna. Poate să fie și o relație ascunsă aici cu acest om, da? Deci o relație care nici nu se rupe, nici nu înaintează. Secrete, frici, este și o frică legată de stabilitate materială, pentru că Împăratul vorbește și despre o situație stabilă, despre niște construcții pe care probabil le-ați făcut împreună, da? Cineva depinde de cineva aici, în mod constant, și știu că nu te fericește această situație, dar mi se pare că nici nu o poți schimba momentan, da? Te gândești foarte mult la situația asta, te gândești dacă vei ajunge să te înțelegi mai bine cu persoana asta sau dacă vei ajunge să-ți pui lucrurile în ordine, s-ar putea ca unii dintre voi chiar să aibă nevoie de o anumită funcție și acea funcție nu mai vine. Adică tot simți că se întâmplă ceva, știi? E ceva la mijloc acolo care nu ți-e la socoteală. În viitorul apropiat, 6 de cupe, Eremitul și Marea Preoteasă, vei fi ghidat, să știi, și vei ieși la suprafață și vei ieși la lumină, pentru că vei primi cunoașterea Marii Preotese, vei primi această intuiție. Este foarte posibil unii dintre voi să aveți legătură cu altcineva dintr-o zodie ca și a voastră, adică pești, da? Sau vorbim despre o femeie care cumva te ghidează din alt univers sau chiar de pe lângă tine, din familie, de ce nu? Da? Primești un sprijin, primești o șansă, lucrurile se clarifică, vei fi susținut și cred că vei fi împăcat cu tine, având în vedere că ai acel 6 de cupe, vei ști exact spre ce anume să mergi. Dar cred că asta se va finaliza cumva pe la sfârșitul anului. Da? Deci cred că pe la sfârșitul anului vei fi mult, mult mai, mai decis, mult mai clar în gândurile tale și în ceea ce vrei tu să urmezi, dar este clar că ai foarte multă cunoaștere dobândită deja, pe care trebuie cumva să o folosești în folosul celorlalți, da? să dăruiești. Să oferi și să fii întotdeauna foarte, foarte, foarte înțelept. Unii dintre voi poate chiar trebuie să-și asume o misiune de preoție sau de călugărie sau pur și simplu prin latura voastră, prin aura voastră există această energie, da? Dragul meu pește, schimbări destul de mari, bineînțeles, și în semnul tău. Să nu uităm că, așa cum ți-am spus la început, vorbim despre Saturn, care se află în semnul tău și aduce foarte multe lecții de data aceasta care trebuie să finalizate, maturizare și responsabilitate totodată. Sper să reușești și sper să faci în așa fel încât să-ți fie bine. Acestea au fost mesajele mele pentru voi, dragii mei. Vă mulțumesc enorm de mult pentru faptul că mi-ați fost alături. Sper să vă ajute și până data viitoare, pentru că ne vedem curând, să aveți mare, mare grijă de voi.